Să deschidem la Cartea Judecător, capitolul 6, probabil cel mai cunoscut pasaj din Cartea Judecător. Cartea Judecător, capitolul 6, versetul 11. Și vom vorbi despre felul în care Dumnezeu a transformat un simplu fermier într-un general al oștirii lui. Și să știți că nimic nu-l poate împiedica pe Dumnezeu să ia un tânăr, o tânără, neînsemnată, nebăgată în seamă și pe care Dumnezeu să-l facă un general în armata bisericii lui. Slujim în Dumnezeu al minunilor. Amin? Amin? Să știți că Dumnezeu poate să tragă o linie dreaptă cu un băț strâmb. Un om, da, plin de falimente ca și Gedeon, dar un om care alege să asculte Dumnezeu. Și apoi Dumnezeu îl face un erou al credinței și îl pune și în Evrei, capitolul 11. Judecător 6 cu 11. Apoi a venit îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Abiezer. Gedeon, fiul său, bătea greu în ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și a zis, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon i-a zis, rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri? Și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun, nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis, du-te cu puterea asta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon a zis, rogu-te, Domnul meu, dar cu ce să izbăvești pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din mănase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis, eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Amin. Doamne, stau înaintea ta și mă rog să binecuvântez tinerea aceștia. Doamne, Tu cunoști nevoile noastre și în meritele Lui Hristos nu după meritele mele sau altuia, Doamne, te rog, vorbește-ne Tu, Doamne. Ridic orice tânăr, orice tânără, Doamne, și ajută-ne să împlinim, Doamne, la maximul de potențial visul care l-ai pus în noi, Doamne. Doamne, Dumnezeule, mustră orice duh rău, Doamne, Dumnezeule, care vrea să împiedice împlinirea visului Tău cu noi, Doamne. Și ajută-ne să ne ridicăm din orice ruină, din orice cădere, Doamne, și să împlinim planul Tău cu privire la viața noastră. Te rog toate acestea, în numele prețios al Domnului Isus Hristos. Amin. Vă rog frumos, să luați locurile. Cu toți am avut lucrări din partea Domnului, că Domnul are un plan cu viața ta. Cu toți am avut lucrări din partea Domnului, că Domnul te-a pus din pântecele mai tale pentru o lucrare măreață. Și dacă n-ai avut o astfel de lucrare, vreau să spun pe baza Sfintelor Scripturi că Domnul are un plan cu viața ta și nu plan de nenorocire, ci plan de binecuvântare. Amin? Însă asta este jumate de adevăr. Domnul are un plan cu viața ta, asta e jumate de adevăr. Cealaltă jumate de adevăr este că dacă Domnul are un plan cu viața ta și diavolul are un plan cu viața ta și diavolul ăsta este un host care vine să fure, să junghe, să prăpădească și el vrea să, să distrugă planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta, și dacă nu poate să-l distrugă, vrea să-ți minimalizeze puterea cât mai mult, ca să nu fii băiatul, fata aia pe care Dumnezeu a avut-o în minte când te-a avut mama ta în pântecile maicii ei. Și una din metodele pe care diavolul le folosește ca să, să distrugă planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, sau să micștoreze planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, este duhul de frică. Probabil este cea mai teribilă unealtă pe care diavolul folosește împotriva lucrătorilor lui Dumnezeu. Să știți că păcatul, păcatul, ciuma care bântuie peste slujitorul lui Dumnezeu este deznădejdea. Este deznădejdea. Îți propui planuri mari și vine așa un du de deznădejde care să te pună la pământ. De aceea va trebui să vă rugați mai mult pentru slujitori. Și va trebui să vă rugați cu privire la viața voastră să puteți birui Duhul de frică pe care l-a avut Gedeon peste viața lui. Vedeți, frica nu este un simplu sentiment. O, oh, frate, așa zi mai anxios. O, oh, frate, așa am eu zi mai melancolic. Am eu așa o frică în mine. Nu! Frica nu e un sentiment. Frica e un duh! Și Pavel îi spune lui Timotei, care era proaspăt ordinat în Efes, planuri mari, dar timid, timorat și îi spune așa, 2 Timotei 1 cu 7, Timotei, Dumnezeu nu ți-a dat un duh de frică, auzi? În spatele fricii nu-i doar un simplu sentiment E un duh, e un demon, e o căpetenie Care ce vrea să facă? Pur și simplu să te țină la pământ Să lucrezi la minimul tău de potențial În spatele fricii este un duh de frică Și Dumnezeu nu dă frică copiilor săi Dumnezeu dă duh de putere, spune Biblia De credință Slăvit să fie Dumnezeu, amin? Dumnezeu vrea să fii puternic Așa că atunci când simți paralizit de acelea spirituale. Eu nu, nu știu, nu cred că o să reușesc. Nu, nu. Îmi vine un gând de la care. Eu nu, nu, nu știu, nu. Eu sunt cel mai mic. Nu, nu, Doamne, trimi, tr -t -t trimite pe altul, Doamne. Eu sunt cel mai sărac, Doamne. Nu, da, eu, eu, eu nu pot. Ascultă-mă. Astea sunt gânduri de la Satana. Și am impresia de multe ori, dragi tineri, că noi îl credem mai mult pe Satana decât pe Dumnezeu. Domnul zice, Domnul cu tine vite Nu, Doamne, eu sunt prea mic. Domnul zice înapoi, du-te cu puterea care o ai. Nu, Doamne, eu sunt cel mai sărac. Și de vreo patru ori Domnul îi zice, Domnul cu tine, du-te, Domnul e cu tine. Și ăsta totdeauna se hrănește cu ce? Cu cuvintele necredinței. Nu, nu, eu nu pot. Eu, eu, eu nu, nu, Doamne. Dar de ce ni s-a întâmplat? Nu, nu, dar da, nu-i corect. Da, da, nu, eu, 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 nu pot. A sădit Dumnezeu vreun vis măresc în viața ta? Vrei ca Dumnezeu să te folosească în generația asta? Nu să fii doar un simplu consumator în biserică. ce ai însurat, ai măritat, ai prunci, ai un job, vii la biserică, na, doamne, și euro. Next! Nu, nu, să fie mai mult de atât. Să fii ca și acel ruc care să ars pentru Dumnezeu. La jocuri ai două, trei vieți, ai pierdut una, vine a doua. Realitatea e dură. Dacă asta ți-ai fumat-o, dacă asta ți-ai irosit-o și n-ai trăit-o pentru Hristos, nu mai ai a doua șansă să trăiești încă o dată pentru Hristos. Și pentru asta va trebui să biruiești Duhul ăsta de frică. Eu, eu nu-ți vreau, eu, eu nu, eu spre. Eu, să eu, eu... nu mai zice așa. Cel slab să zică că sunt tare în Hristos. Amin? Să spui, Doamne, mă hrănesc cu cuvintele Credinței. Orice armă făurită împotriva mea va fi fără putere, Doamne. Cel neprihănit va trăi prin Credința Lui, spune Biblia, auzi? Habacuc 2 cu 4. Prin Credința Lui. Nu poți să funcționezi pe credința lui mama, lui tata, lui păstorul. Va trebui să dezvolți mușchii credinței, să biruiești duhul de frică. Cum? Citind cuvântul lui Dumnezeu și să-ți hrănești mintea cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune Biblia. 1 Timotei spune Biblia așa, capitolul 4. Timoteie, cu versetul 6. Fiindcă tu te hrănești cu cuvintele credinței. Acum vreau să te întreb. Tu cu ce te hrănești? cu cuvintele necredinței și ale îndoielii, ca și Gedeon, și bas pasul pe loc de ani și ani de zile, că e ceva acolo care pare ca o bilă neagră de aia care o trăși după tine. și ar fi să spui, Doamne, nu mai cred pe satana. Cunosc o singură voce în mintea mea și asta este vocea Sfintelor Scripturi, Doamne. Și de astăzi, Doamne, vreau să mă hrănesc cu cuvântul Tău, Doamne. Și vreau să ascultați. Hrănește-ți credința cu cuvântul lui Dumnezeu și fricile-ți vor muri de foame. Amin? Amin. Haideți să rostim cu toții. Hrănește-ți credința, Hrănește credința cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu cuvântul lui Dumnezeu. Și, fricile și fricile îți vor muri de foame. Cu de foame. Amin? Amin? De aceea este important să stăm cu capul în scripturi. De aceea este important să spunem, Doamne, Dumnezeule, nu cunosc altă voce, Doamne, decât vocea Sfinților Scripturi. Și apropo, dacă vrei ca Dumnezeu să te folosească, drag tânăr și tânără, să știi că nu există scurtătură, chiar va trebui să stai cu capul în scripturi. Mare predicat o spărgină, citea Biblia de trei ori pe an. John Wesley, omul unei singure cărți. Watch Money, cel care a plantat 400 de biserii subterane în China comunistă. No Bible, no breakfast. Nu iau micul dejun până nu citesc scriptura. Citea o dată pe lună nou testament. Și vei vedea că n-a existat oameni leneși în ce privește cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești leneș cu privire la cuvântul lui Dumnezeu și nu te hrănești, nu ți hrănești credința cu cuvântul lui Dumnezeu, ascultă-mă că peteniile astea, ducurile astea de frică, de desnădejde, sunt foarte puternice. Și nu le poți birui decât cu este scris, este scris, este scris. De aceea mă rog ca Dumnezeu să pună în noi pasiune pentru cuvântul Său cel Sfânt. Una, unul din versetele preferate ale vieții mele este din Psalmul 119 cu 161. Unde Biblia spune așa. Niște voivos, zice Biblia. Psalm 119 cu 161. Hai să zicem, cu toții și. Mă prigonesc. Dar inima mea. auz? În împlinirea planului Dumnezeu să știi că vei avea de-a face cu niște voievoți, cu niște căpeteni. Așa cum a avut Gedeon omul ăsta. Dar inima ta, Gabi inima ta oricine ești, să nu mai tremure decât la ce? La cuvântul lui Dumnezeu. La cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă poți să te autodisciplinezi și să dezvolți această artă încât să te mustri pe tine însuți, așa cum spunea Psalmul 42 ,5, pentru ce te mâhne suflete și gem în lăuntrul, în lăuntrul meu? Asta e ideea. Psalmul 42 cu 5. Pentru ce te mâhnești suflete și gemi lăuntrul? Zice stare. Meu. Meu. Cu cine vorbea psalmistul? Cu cine? Cu el însuși. Când vine căpetenia e voievoză, și zice, nu poți, știi bine ce ai făcut amuz cinci nu poți, ești prea păcătos, nu, ești prea slab, ești prea sărac, nu, nu o să poți niciodată, visul ăla nu se poate îndeplini. Tu să spui, hei sufletelule, ce tu te spui că Dumnezeu nu mă mai iubește, că sunt prea păcătos? Taci din gură, fii păcătos. Vocea satanei, tași din gură. Mustră-te pe tine în sus. Vorbește cu sinele. Nu lăsa sinele să-ți vorbească. Întărește-te, spune Biblia, și îmbărbătează-te. Că sunt momente când nu ai pe cineva cum avea Iosua. Hai, don't give up, hai, don't give up. Domnul are plan cu viața ta. Sunt momente când îți moare Moise, îți mor consilierii, e singur. Și în momentul ăla când Moise moare, Domnul se uită la Iosua și zice Întărește-te și îmbărbătează-te tu pe tine. Și cum am îmbărbătez? Am 31.102 de versete în Biblie, am 8.000 de promisiuni. Cuvântul lui Dumnezeu și ce fac? Mă auto mănânc cuvântul lui Dumnezeu. Și când vine sinele ăla și îmi spune și mi-aduce mâhnire și apăsare, ce fac atunci? Ce fac? Vorbesc cu sinele. Pune-l pe cruce. Cu lăuntrul tău vorbește și spune, pleacă satanul, sângele Domnului să te mustre. Eu iarăși îl voi lăuda pe Domnul, amin? Iarăși mă voi ridica și am să împlinesc planurile Dumnezeu cu privire la viața mea, lăuda să fie Domnul. Amin? amin. Și Domnul se uită la acest tânăr, Domnul este cu tine, viteazule. Și când Domnul le aude pe ăsta, dar de ce ni s-au întâmplat toate astea? Domnul vine și îi spune, Nu m-au lepădat părinții voștri și s-au dus după Dumnezei străini și m am dat pe mâna madianiților și acum tu întreb de ce? Uite, eu vreau să, te, să vă ridic de acolo. Și Dumnezeu începe să explice. El zice, dar de ce e cuptorul ăsta? De multe ori noi vrem să ieșim din cuptor prea repede. Și nu este niciun folos ca Dumnezeu să te scoată repede din cuptor dacă n-ai învățat lecția dependenței totale de El. Noi vrem repede, vrem să fim fericiți. Dumnezeu nu vrea atât de mult să fii fericit. Dumnezeu vrea să fii sfânt. În primul rând. Să depinzi cu totul de El. Și Dumnezeu zice, uite, ce-au ce -au făcut părinții voștri? V-am scăpat din mâna egiptenilor. Dar de voi, voi, voi tot la Dumnezeu moriților v-ați dus. De asta am lăsat astfel de lucruri peste voi. Nu ne-a scos Domnul. Ba da, ne-a scos. Dar acum e timpul să ieșiți din robie. Și cum, Doamne, să fac? Eu sunt cel mai mic și cel mai sărac. Vai, ce sărac era. Deci că era român. Judecător 6 cu 27. Hai să vedeți ce sărac. Eu sunt cel mai sărac, serios. 6 cu 27. Gedeon, judecător 6 cu 27. A luat 10 oameni dintre 10 sare. Deci avea cel puțin 10 angajați. Deci, eu sunt cel mai sărac. 10 dintre slujitori, probabil avea 30. Eu sunt cel mai sărac. Cum ești, frate? E ca pe pământ. apel el banii la el. Cum e Da, domnul știe. Sindromul ăsta, mic, nu-ți spun de nimic. Domnul știe, e sărac. Da? Trebuie să scăpăm de sindromul ăsta mioritic românesc. Și să spui, eu sunt o păptură nouă în Hristos. Hristos a murit pentru păcatele mele. Sunt îmbrăcat în meritele lui Hristos. Și am acces la Tatăl, nu pe baza faptelor mele, ci pe baza jertfei lui Iisus Hristos. Și pot totul în Hristos care mă întărește. Eu cred din toată inima mea, dragi tineri, Că Biblia este și o carte de gândire pozitivă. Am zis asta undeva. Asta e biologie, asta e teologia, asta e biologie. Frate, citește Biblia să vezi. Asta e o gândire pozitivă Biblia. Po, tot un Hristos cel slab să zică sunt tare în Hristos. Nu te teme că ce eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare. Aruncați asupra lui îngrijorările voastre. Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere. Și am 8.000 de promisiuni aproape. Spuneți-mi, e Dumnezeu nostru pozitiv da sau nu? Vrea Dumnezeu să ne ridicăm. Amin. Și să nu Eu sunt pocăit. Și să spui, eu sunt copilul Domnului. Amin? Amin? Este Dumnezeu fericit, da sau nu? Ce ziceți voi? Nu, frate, Dumnezeu e sfânt. Normal că e sfânt. Uite ce zice Biblia. Să vedeți cum e Dumnezeul nostru. 1 Timotei 1 cu 11. Potrivit cu Evanghelia, slavei... Zice stare. Mai tare, că aud cum e Dumnezeu nostru? Cine trebuie să fie cei mai fericiți oameni de pe planeta asta? Cine? Copilul lui Dumnezeu. Cum suntem noi de multe ori? Ca și Gedeon. Nu, Doamne. Eu sunt nevrednic. Bun, bun, știu că ești nevrednic. Stai că dacă-mi ia Domnul la bani mărunți, eu sunt slab. Trimite pe altul ca Moise. Eu sunt doar un copil. Nu, 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 Doamne. Domnul ce du-te cu puterea care o ai. În această seară, mă rog ca Dumnezeu să te ridice. Și indiferent de căderile, indiferent de starea în care ai ajuns, să spui, Doamne, mulțumesc că Tu n-ai terminat cu mine. Mulțumesc că ai un plan cu viața mea. Și visul la care l-ai pus în inima mea de amuz 10 ani, de când am fost mic. Și, Doamne, am ascultat mai mult pe diavolul, că sunt, nu pot, că sunt prea slab. Iartă-mă că l-am crezut pe diavolul, Doamne, vreau să cred cuvântul Tău mai mult, Doamne. Și să lupt împotriva acestui duh de frică. Cu ce? Cu cuvântul lui Dumnezeu, cu credința în cuvântul lui Dumnezeu, slăvi să fie Domnul. Amin? Și ce face Gedeon? Domnul după ce -i vorbește și zice de vreo patru ori, Dute. eu sunt cu tine, așa mai departe. Ăsta zice, Doamne, acum pe bune, dacă Tu chiar ești cu mine, uite, pun un semn. Lâna. Lâna să fie uscată și pământul să fie cu rouă. Și Domnul zice, ok, Gedeon, deci nu ți -o ajuns cuvântul meu, vrei semne, așa ai Mm. No, bine, fac așa. Și după care zice el, Doamne, acum, încă o dată, pe bune, Doamne. Acum, Doamne, invers. Lâna să fie udă și pământul să fie uscat. Și atunci cred că Tu mi-ai vorbit că ești cu mine. Și noi, pentru avem obiceiul ăsta. Frate, eu pun o lână înaintea Domnului. Pun un semn. Și dacă mâine ploaie, zic. Sau dacă se întâmplă așa, atunci îi semn că Domnul e cu mine. Acum vreau să mă ascultați cu mare atenție. Lâna, faptul că punem semne înaintea lui Dumnezeu, ce a făcut Gedeon că a pus semne înaintea lui Dumnezeu, după ce de patru ori a spus, Domnul e cu tine, du-te cu puterea care o ai. Nu este un semn de, de credință, este un semn al necredinței. Asta e o slăbiciune că a pus semne. Asta înseamnă că nu l-a crezut pe Dumnezeu nici prima, nici a doua, nici a treia, nici a patra oară. Și a zis, Domnule, Pă, bune, Doamne! Vreau să pun semne înaintea ta. Asta este, o, o, asta este un act de îndoială, de necredință în Cuvântul lui Dumnezeu, care deja i-a vorbit. Când Biblia spune așa, odată a vorbit Dumnezeu și de două ori am auzit. La asta vorbit de patru ori și el n-a auzit. Și o mai pus semne. Și acum, ascultați. Ce putea să facă Dumnezeu? Vă spun ce putea să facă Dumnezeu. Băți, am vorbit o dată de două, de trei ori. Bă, tu, tu nu înțelegi? Lasă că găsesc eu pe altul, bă, că cu tine nu mai mă, ești plin de îndoială, dar tu ce vrei? S-a și foc, acolo a ieșit. Și tu mai vrei lânie? Putea Dumnezeu să aleagă pe altul, da sau nu? Putea Dumnezeu să zică, nu, uite, mă duc la adresa aia și o să le iau pe băiatul N-ai vrut să asculți la revedere. Putea sau nu? Și ce a făcut Dumnezeu? S-a coborât la neputința lui. S-a coborât la îndoiala lui. S-a coborât la nivelul lui spiritual și -a zis, ok, Dragi tineri, avem un Dumnezeu ușor de înduplecat, care o zis în ciuda faptului că nu mai crezut că ți-am zis un capitol întreg. Uite ce fac, mă cobor la nivelul tău. Mă cobor la nivelul tău și îți întăresc credința și îți dau și semne. Da, 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 da că cumva o să mă crezi. Și vreau să vă spun ceva, nu-l judec foarte tare pe Gedeon, că au fost momente în viața mea când mi-a vorbit și mie Dumnezeu și parcă mai voiam întăriri și mai încă o întărire și încă nu știu ce. Și îmi dau seama că Dumnezeu putea să renunțe la mine și putea să renunțe la noi. Dar în dragostea lui știi ce a făcut? A coborât la nivelul neputinței noastre. Și aduce aminte că suntem să și o zi, mai dau un semn. Încă... Da, da, că se va ridica o dată. Și poate în această seară eu sunt semnul acela pentru tine. Și spune Domnul, Domnului cu tine, viteazule, ridică-te, fă lucrarea mea. Uitați și de Domnul Domnului Isaia, în capitolul 41, Isaia 41, Biblia spune așa. Noi știm versetul 10. Dar câți dintre noi știm versetul 14? Zice așa. Nu te teme de nimic. Viermele lui Iacov. Poate te simți așa ca Gedeon, nu vierme, nu slab, nu pot nimic. Domnul ce nu te teme, auzi? Nu te teme! Versetul următor. Ce poate să facă Dumnezeu cu un om care nu se mai teme? Ce face? Versetul următor. Te fac o mașină de război, o unealtă ascuțită. Nouă de tot. Cu mulți dinți, ghedeoane Și vei zdrobi, vei sfârma pe Madian cu 135.000 de soldați. Și vei merge numai cu 300. Și vei face dealuri ca pleava. Și se va arăta slava mea. Poate Dumnezeu să ia un tânăr, o tânără, timid, timorat, nu, nu vrei, nu pot, frate. Și Dumnezeu care se uită la inima ta și zice, bă, obirui frica, mă, se ridică, mă, Dă râmă idolii lui taică -so. Își face reformă în viață. Face un detox spiritual. Își curăță viața și mintea. Poate Dumnezeu să ia un vierme și să-l transforme într-o mașină de război, da sau nu? Amin. Poate Dumnezeu? Poate. Va găsi Dumnezeu aici oameni în Germania. Români și nu numai. Care să spună, Doamne, atâta an, Doamne, am ascultat de vocea celor rău și am crezut că sunt un vierme. Eu nu, nu pot, nu pot, nu, nu, numai atâta. Doamne, mă ridic în numele Tău. Cred în Iisus! Cred că Isus Hristos l-a biruit pe satană. Credem lucrul ăsta? Credem că Iisus a zdrobit capul șarpelui și că prin sângele lui noi putem să fim nu biruitori, ci mai mult decât biruitori prin Isus Hristos? Și dacă nu te teme viermele lui Iacov Gedeoane, Domnul poate să te facă o mașină de război. Și Dumnezeu să-și împlinească planul și tot să zică, nu, dar nu știu cine, dar știu eu pe că să și pe ta, din familia aia a ieșit așa ceva, dar nu -mi vine să cred, nu-ți vine să crezi. Dar ăsta a avut niște bătăli în camera lui cu duhre de frică, cu de desnădejde și numai cu cap în scripturi și se hrănea cu cuvinte. Venea frica, venea cuvântul, pleca, iar iară, iar. Și-a biruit frica. Și Dumnezeu, și Dumnezeu l-a folosit. Da. Asta vrea Dumnezeu să facă cu voi. Dragi tineri, nu vă mulțumiți când într-un grup fain, m-am mărit, fain. Domnul vrea mai mult de atât. Doar 5% de pe globul ăsta își ating maximul de potențial. Restul trăiesc într-o mediocritate. Refuză! Lupte cu Duhul de frică! Ridică-te! Bun, ai pus semne! Ascultă! Crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt! Și când vă spun asta, îmi spun mie, primul, să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. Că și fără credință, spune Biblia, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Vreau să vă atrag atenția la un lucru. Sunt oameni care zice: Eu vreau să fiu ca ăla, eu vreau să fiu ca sora, ca fratele cu tare. Vreau să predic, vreau să cânt. Așa, vreau să am uh, slujirea lucutare. Hmm. E foarte periculos să imiți viziunea altuia. Tu trebuie să te rogi să ai viziunea ta. Să-ți vorbească ție, domnul, cum mi-au vorbit Gedeon. În dreptul lui a fost cu madianiții. E foarte periculos să iei viziunea altuia și să zici. Vreau să fiu, e foarte periculos. Uitați ce zice Biblia. Evrei, capitolul 11 cu versetul 29. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat. Pe când egiptenii, care au încercat să o treacă fără să fie chemați să treacă prin Marea Roșie, Când n-au avut chemarea asta, de ce stare? Au fost închițiți. O chemat Dumnezeu pe cineva să facă o lucrare, wow! Și tu zici, vreau să fiu și eu ca el. Dar te-o chemat Dumnezeu. Dacă vrei numai să imiți, să faci ceea ce au făcut egiptenii, să intre și ei pe tărâmul ăla, fără să ai chemarea lui Dumnezeu. Fără să ai gingia spirituală potrivită. Intri într-o bătălie cu anumite duhuri pentru care tu nu ai mușchi spirituale și te poți uneca. Așa că dacă Dumnezeu te-a făcut unic, roagă-te înaintea lui Dumnezeu să ai viziunea ta proprie din partea lui Dumnezeu, care se potrivește pe ADN-ul tău, pe structura ta psihică, pe chemarea ta, pe darul tău și să nu încerci să imiți ca egiptenii, pentru că o să te neci. Cineva să zic amin? Amin? amin. Uite-te la Moise. Câți ani a stat Moise în pustie? 80 de ani, 40 cu oile, 40 cu poporul. Bun. Câți ani a stat Iosif, pus, Iosif la tron. Câți ani? Ca prim-ministru. Câți ani? 80 de ani. 110. La 110 ani au murit. La 30 de ani de zile a ajuns prim-ministru. Câți ani au fost mare șef? Câți? 80. Cum era ca Moise să zică, a, eu sunt fiul lui Faraon. Eu vreau să stau la aer condiționat. Eu vreau să fiu ca Iosif. Eu să fiu Faraon. Eu să fiu prim-ministru. Dacă el voia să imite ceea ce a făcut Iosif, și chiar era în casa lui Faraon. Pierdea planul lui Dumnezeu cu privire la viața lui, da sau nu? Pe unii Dumnezeu îi vrea 80 de ani de zile în pustie. Pe alții vrea 80 de ani de zile la tron. Vezi, nu încerca să imiți că și eu vreau să fiu ca Iosif dacă Domnul te cheamă în pustie. Sau invers, spune Doamne, descoperă în planul tău cu privire la viața mea și apoi să mă duc în puterea cuvântului și a credinței pe baza Scripturii să împlinesc planul tău cu privire la viața mea. Amin. Și după ce Dumnezeu îi răspunde la toate îndoierile astea, știi ce face Dumnezeu? Zice, Ghedeoane, s am vorbit, greu a fost cu tine. De asta îl iubesc pe Dumnezeu că atunci când își prezintă eroi, îi prezintă și cu slăbiciuni. Și cu bubaia sub braț, și din talpă, și zice, în ciuda faptului că a fost slab, bă, m-am folosit de el, bă, m-am ținut de el. Asta e harul lui Dumnezeu, amin? Și apoi Domnul se uită și zice, Ok, ți-am întărit credința, acum vreau să-ți o testez. Știți că Dumnezeu mai întâi ne testează și apoi ne promovează? Că o credință care nu-i testată nu poate fi crezută. O credință care nu-i testată nu poate fi crezută. Și Domnul zice, e adevărat că ți-am zis, du-te, bate pe Madian, dar hai să o luăm încetul. Deci vezi că în casa tatălui tău e un vițel acolo, îi bal și astarteia. Bal înseamnă organele genitale ale bărbatului, confecționate din lemn. Astarteia era soția lui bal, organele genitale ale femei. Zei fertilității. Auz? Ce? Deci, tu vrei. Avioane. Ok? Hai să te testez aici, în casa ta. Că înainte ca să ai o lucrare mare, eu vreau mai întâi să văd că în casa ta ai făcut reformă. Că ăia suntem cu adevărat, așa i Unde? În casa noastră. Și de zice, hai să-ți credința, nu te trimit eu la Madian direct, la un împărat puternic. Mai întâi în familia ta să faci o reformă, să vedem dacă, dacă ai curaj acolo, cum să te bastu cu oamenii armați până în dinți. Și Domnul i-a zis într-o noapte, ia vițelul Tatălui tău și un alt aur de șapte ani și dă altarul altarului Bal care este al tatălui tău și taie parul închinat a starteiei care este deasupra. Și ce Biblia Gedeon s-a dus noaptea, zoa a fost frică, nu contează, și-a dărâmat parul închinat idolului deasupra lui și-a dărâmat pe bal. Ca asta vrea Dumnezeu. Mai întâi să ai o lucrare care să afecteze oameni. Dumnezeu vrea să vadă că ai dărâmat idolii din familia ta. Și acum fiecare dintre noi să ne întrebăm, care sunt idolii din viața noastră? Noi vrem reformă la alții, dar Domnul zice mai întâi în tine, mai întâi în familie, așa -i? Amin? Care sunt? Zeu fertilității, bala, startea, pornografia. Omoară păcatul, că dacă nu păcatul te omoară pe tine. Ura. Nu poți să-l iert, frate, nu poți să-l iert. Ok, nu poți să-l ierți. Să știi că nu există păcat care să frustreze mai mult ungerea lui Dumnezeu ca Duhul de neiertare. Trebuie să lupți cu neiertarea. Tu vrei să fii mare, pre mare, proroc, mare, aleluia, aleluia. Da, 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 zice Domnul, da. Când îl vezi pe fratele că intră în biserică, îți crește tensiunea. Dar tu vrei să fii, wow, ăsta e un idol? Omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, așa-i? Dați-le morții, zugrumați-le în original în greacă fă curat, fă detox în viața ta, în familia ta, dă bali și asta tele. Du-te la crucea lui Hristos. Și apoi cu o inimă curățită, smerită, găsește pe cineva, un duhovnic, care are fermoar pe gură. Și du-te, fă un detox, mărturisește, fă curat în viață, dărâmă. Hotărăște-te înaintea lui Dumnezeu. fă curat în viață, ca Dumnezeu să te ridice la next level. Ca Dumnezeu să își împlinească planul care l-a avut cu tine unde? În pântecele mai și tale. Dumnezeu te testează în relații. Te testează în telefone, Te testează în atitudine inimi. Și dacă sunt acolo idoli în viața ta, care fură afecțiunea ta față de Dumnezeu, care îți fură energia spirituală, să spui, Doamne, mă leapă de ce rău, Doamne. Divorțez de păcatul ăsta, Doamne. Vreau să -ți fiu ție plăcut și dacă se supără tata și mama, Doamne, Doamne, eu vreau să fiu al tău 100%. Amin? Și să știi când vei face lucrul ăsta, când vei face lucrul ăsta, îți spun ce se întâmplă. O să fii poreclit. Nu o face pe sfântocul. Nu a vrea să se dea și ăsta mare pocăit. Așa se întâmplă. Ce lucru neobișnuit a făcut Gedeon într-o țară iudaică, unde Jehova trebuia să fie admirat. Era un lucru neobișnuit, nu se dărâmi un idol. Nu? S-au trezit ăștia dimineața, zice Biblia, și când au văzut că idolul lor, Bal și Astartea, îi dărâmat, vă zice, cine a făcut asta? Trebuie să moară! Opa! Și s-au descoperit că este cine? Gedeon și... O venit taică să-și o zis, dacă, dacă Baal e cu adevărat e, Dumnezeu, să se apere bal. Voi nu puneți mâna pe pruncul meu. Și i-au pus numele poreclit. Ieru bal, apere-se bal. Asta se va întâmpla. Când vrei să-ți faci reformă în viață, când vrei să le iei pe Dumnezeu în serios, ți se vor pune nume. Câți dintre voi ați auzit de mișcarea puritană? Secolul 17-18, John Wesley. Da? De ce li s-a spus lor că sunt puritani? George Whitfield, mari oameni, teziri spirituale. Pentru că studenții ăștia la Oxford, ori așa, noi vrem să fim puri pentru Dumnezeu. Nu lăsăm o fată să intre în camera noastră ca studenți. N-avem voie să bem alcool. N-avem voie să mâncăm anumite tipuri de mâncare. Unii au scris o carte de 200 de pagini, frate. Ce să mănânci și să nu mănânci să-i fii Dumnezeu. Deci până acolo, în puritatea lor. Și au început să sfințească viața. Și o zis, Doamne, folosește de noi. Ei, și când s-au dus în grupul lor surențesc și ăștia voiau să fie strict cu ei, să-i folosească Dumnezeu, li s-au pus în bajocură numere, ah, puritanii. Că vor să facă pe puri, Da? Asta se va întâmpla și va trebui să plătești costul ăsta. Când îți vei face curat în viață, când vei vrea să fii mai dur cu tine, așteaptă-te ca cei din casa ta chiar. Să te ia la mișto. Da, da, zice. Aha, uh -huh, da, bine, mă, am o face. Să vedem cât îl ținie. Da, 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 da. Mă cu Biblia, dintr din adă... toate. Ce, el mai pocăi ca mine? No. acum el vrea să-l folosească Domnul. Invidie, răutate. La, ce, la cei din casa ta? Iisus Hristos a fost invidiat de frații lui. Hai, dă-te mare în altă parte. Hai, hai, dă -te mare, hai, dă-te mare. Hai să vedem, fă minuni, hai să vedem. Du-te în altă parte, nu aici. Asta se va întâmpla când vei vrea să fii ca Domnul Iisus Hristos. Vei fi luat la mișto. Dar zice Biblia că omul ăsta nu s-a lăsat. Și s-a dus, spune Biblia, a trecut testul și acum Dumnezeu își ține promisiunea. Și care a fost promisiunea? Că Domnul îi dă pe madianiți în mâna lui. Și spune Biblia că s-au dus și au venit mulți oameni cu el. Și spune Biblia că a trebuit să facă selecția și a zis Domnul, îți prea mulți cu tine, ce e aici 30 de mii de oameni, ce e cu atâția oameni, prea mult. Dar Doamne, și sunt 135 de mii, prea mult, zice. Testul, du-i la apă și știți cum îi testează Dumnezeu și toți ca testul și mai rămân câți? 300. Și acum, domnul, zice, gedeoane cu 300 de oameni. Du-te, bate -te cu Madian, care e înarmat până în dinți. E ca și cum mai zice România, du-te, bate cu Rusia. Nu. No, deci, nu. No. Ce șansă ai să îl pui pe Putin jos? Tu, țărișoară mică, nici soldați n-ai că străbă, să mergi să te bazdite mai cu un Imperiu. Deci, cam asta e. Ăsta e raportul. Și Domnul zice, du-te cu ea 300, mă zice, du-te. Și o să vezi biruința mea. <laughs> și acum ascultați. Și vă rog frumos să nu uitați ce vă spun. Îi de Dumnezeu biruință 300 de oameni împotriva 135 de mii, da sau nu? Nu, acum ascultați. Dacă lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu poate să fie explicată matematic. De asta avem atâtea numere, pentru că avem departamentul ăla, am pus tipurile uh, tipul ăla de muzică, oh, uh, așa, așa, Dacă lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu poate fi explicată, atunci nu este lucrarea Duhului Sfânt. E marketing spiritual. Dar dacă ce se întâmplă în biserica ta și în viața ta, nu poți explica și zici, aici e degetul imposibil mă, 300, împotriva 130 000. aici a fost Domnul cu adevărat acolo a fost Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Noi astăzi avem marketing spiritual în bisericile noastre. Vrei să-ți crească o biserică? Șapte pași cum să atragi. Crezi că asta e lucrarea Duhului Sfânt? Nu, frate, trebuie să fii un inginer. Să ai marketing în cap și știi ce vrea publicul să guste și dai ceea ce vor. Și atragi cu șmecherii pentecostale. Dar dacă vrei să vezi cu adevărat că e o lucrare a Duhului Sfânt și că nu mimezi, ci cu adevărat, e Duhul Sfânt acolo. Îți spun când te întreabă cineva, pă dar cum ați crescut? Băi, cum s-a întâmplat asta la voi? Dacă tu poți spune, uite de ce, pentru că am citit o carte de-a lui Rick Warren și așa mai departe și am început pașii ăia, acolo nu e Duhul Sfânt. Dar dacă poți să spui, frate, nu știu, a fost Domnul au fost domnul. Pur și simplu s-a revărsat slava lui Dumnezeu și a venit orașul aici. Nu știu, Dumnezeu a venit în mijlocul nostru. Asta este lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că ascultați ce vă spun. Dumnezeu își împarte cu noi bunătatea, dar nu își împarte slava. Amin? Gedeone nu vreau să mergi cu mii și mii de oameni, vreau să mergi numai cu 300 și să-ți dau o biruință în așa fel încât la sfârșit să nu poți să spui datorită mie, datorită cunoștință, datorită artilerii grele. Nu. Și să spui, slava lui Dumnezeu venit. Puterea lui Dumnezeu venit. Spuneți-mi, îi nevoie de asta în bisericii noastre? Amen. Să dea Dumnezeu să vină harul și slava lui puternic peste noi. Să scăpăm de automatisme. În continuare corul, în continuare sora. Știm tot ce urmează duminică de duminică, așa Și să vină așa, vezi, cântă cineva însemnat și în timp ce când nu mai vezi că biserica fierbe. Băi, dar de ce, ce, ce s-a întâmplat? N-ai cum să explici. O fost Domnul. Amin. Și atunci spui, Doamne, nu eu, ci Tu, Doamne. Tu meriți toată slava, Tu meriți toată gloria, Tu meriți toată cinstea. Pentru că Domnul vrea, Domnul vrea să-și primească slava. Amin? Amin. Înainte să-i dea bătaie la Madian, uitați ce face Dumnezeu. Eu știu, inima lui așa mai firavă, mai fricoasă. Șapte cu 13 judecători, timp ce era acolo, se meargă să lupte, zice Biblia, Gedeon a sosit în sfârșit. Și iată cu un om istorisea tovarășului său un vis. El zicea, am visat un vis. Și se făcea că o turtă de orz se rostogolea în tabăra lui Madian. A venit de s-a lovit până la cort și cortul a căzut. L-a răsturnat cu susul în jos și cortul a fost dărâmat. Tovarășul lui a răspuns și a zis, aceasta nu este altceva decât sabia lui Gedeon, fiul lui Ioas. Și acum ascultați, bărbatul lui Israel. Vă place asta? Cum a fost cunoscut Gedeon? Păi ăsta e bărbatul lui Dumnezeu, mă. Ai vrea să fii cunoscut, drag tânăr, în biserica ta? Ăsta bărbatul lui Dumnezeu, mă. Să fii cunoscută, ha, bă, asta e femeia lui Dumnezeu. Nu știu câți dintre voi ați văzut versetul ăsta în Biblie. În doi Corinteni spune Biblia așa. Op cu 23. Subliniața asta, bărbatul lui Dumnezeu. Cum a fost mai înainte? Fricosul lui Dumnezeu, așa -i? Trece testele, biruie, biruie, face curat în familie, în viața lui. Și devine bărbatul lui Dumnezeu. Wow, Asta face toți banii. Versetul 23, zice așa. Astfel, fie având în vedere pe Tit, care este părtaș și tovarășul meu de lucru în mijlocul vostru, fie având în vedere pe frații noștri, care sunt trimiși și bisericilor și spuneți, și, zice stare, vă place asta? Cine este Tit? Cine este celălalt tovarăș care sunt Cine sunt? Bă, ăștia fala lui Hristos, mă. Stai, e bărbatul lui Dumnezeu, auzi? Peste 100 de ani toți vom fi în pământ dacă nu vine Domnul. Și credem că peste 100 de ani chiar nu va conta ce mașină și care ai condus. Câți bani ai făcut, ce casă ai avut. Peste 100 de ani va conta un singur lucru. Dacă Dumnezeu va putea să spună, bă, Gabi, bă, nu a fost perfect, mă! A fost el ca Ghedeon, atât de a și îndoiel, bă, s-a ridicat și a devenit fala lui Hristos! l a reprezentat pe Hristos cu... S-a ridicat în capoaselor, Și a zis, nu stau jos, mă ridic în numele Lui Hristos Cei în mine mai tare decât cei în lume Îl biruiesc pe cei Datorită crucii Lui Hristos Care este ca un pumnal în inima mea Și sângeresc pentru Hristos Să fii fara Lui Hristos Asta vrea Dumnezeu, frate și soră Să fii bărbatul Lui Dumnezeu Și când Gedeon Aude visul madianisilor Și se sperie Ascultați ce face el. Vă spun ce am fi făcut noi. Judecător, revenim înapoi. Judecător 7 cu 15. Deci când a auzit, judecător 7 cu 15, când a auzit Gedeon istorisirea visului și tâlcuirea lui, ce-a zis? Puneți, vă rog, judecător 7 cu 15. Când a auzit Gedeon istorisirea visului și târcuirea lui, s-a aruncat cu fața la pământ. Vă spun ce am fi făcut noi. Oh, ne-a dat Domnul un semn. și-o visa că noi vom birui. Ce tare! Hai să mergem! Yes! Do -do nu. Înainte să mă duc, să-i bat. O căzut cu fața la pământ. Doamne, cum de mai ales pe mine, Doamne? Cum de mai ales? Doamne, toată slava să -ți fie a ta. Mai întâi mă închin, Doamne. Și apoi mă duc la bătălie. Doamne, glorie ție. Cum de -ți ai făcut timp pentru mine să mă mai întâlnești încă o dată? Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu care nu vor succes rapid, cei care înainte să aibă succes, spun, Doamne, tot ce voi face și orice bătălie, Doamne, is because of you, e datorită ție. Și înainte să mă duc, mai cat cu fața la pământ și zic, Doamne, îți mulțumesc că m-ai băgat în seamă, dacă o să câștig, Doamne, Tu meri slava și gloria și cinste. Pentru că cel mai înalt scop pentru care noi trăim în lumea asta nu e să facem evangelizări, să întoarcem oameni, să vindecăm bolnavi. Cel mai înalt scop Efesenul cu 7 este să trăim de laudă slavei sale. Să fim închinători în duș în adevăr. De asta suntem noi pe pământ. Să trăim pentru gloria lui Dumnezeu. Și Gedeon, băiatul ăsta, da, fricos, înțelege că gloria lui Dumnezeu e mai importantă decât câștigul. Și începe să cadă cu fața la pământ. Și ce face Dumnezeu? Cu trei cete mici, de o sută de oameni, se duce împotriva unei armate, ca Rusia, și Dumnezeu, știi ce face? Dumnezeu, pur și simplu, coboară cu slava Lui peste 300 de oameni și transformă în gladiator pentru El. Și își primește slava și gloria. Poate Dumnezeu să facă minuni? Eu n-am școală, frate. E familia mea așa. Domnul poate, ascultă-mă. Știți ce ne trebuie? Credință. Să spunem, Doamne, în seara asta, cred că ai un plan cu viața mea. Dar cred, Doamne, că m-am învârtit prea mulți ani de zile în jurul unui munte. Ca Israel, 40 de ani de zile sunt învârtit. Doamne, vreau să ies din ciclul ăsta al fricii, al neputinței, Doamne. Și, Doamne, vreau să te cred pe tine pe cuvânt. Doamne, nu știu cum va ieși, Doamne, dar nu poate să iasă rău, Doamne. Doamne, eu cred în tine. E un foc care arde în inima mea. Doamne, mă ridic. Doamne, cred că sângele tău mă curăță de orice păcat, Doamne. Și vreau să împlinesc planul tău cu privire la viața mea. Și acum ascultați frumusețea. Ce vis a avut omul ăsta? Și mă apropiu de încheiere. Am visat un vis și se făcea cu o turtă de orz, se rostogolea în tabra lui Madian. Ce înseamnă pentru mine turta de orz? Este personificarea lui Isus Hristos. Este Hristos pâinea vieții, da sau nu? A venit Hristos pe pământul ăsta lui Madian, că toată lumea zace în cerul Și a venit Hristos, turta, pâinea divină. A venit aici și l-a bătut pe satana la el acasă, da sau nu? în urmă cu 2000 de ani, Hristos ce a făcut? A dezbrăcat domnile și stăpânirile și le-a făcut de ocară. A întors cortul lui Madian invers, prin puterea crucii și spune, Gabi, îndrăznește ca un leu tânăr, nu te mai teme de ce, ce în tine mai tare decât cei lume. Hristos l-a biruit pe ce rău și Biblia spune, împotrivește-te celui rău și el va fugi. Supuneți-vă lui Dumnezeu și împotriviți-vă celui rău și el va fugi. Îi mulțumim Domnului pentru Isus Hristos. Care a venit și ne-a deschis o cărare de biruință. Și noi putem să fim nu biruitori, ci mai mult decât biruitori prin Isus Hristos. Amin, amin, amin frați și surori, dragi prieteni, seara asta, indiferent cine ești, aș vrea să te rogi împreună cu mine în rugăciunea asta. Dacă ești nemântuit să spui Doamne, ce-a vorbit omul ăsta e extraordinar, Doamne, ce planuri ai cu privire la viața mea. Dar mai întâi, Doamne, trebuie să mă pocăiesc, să devin parte din trupul tău, din mireasa ta. Să spui, Doamne, Alex, să mă pocăiesc înaintea ta. Îmi viața mea lui Isus Hristos, care l-a biruit pe Madian în urmă cu 2000 de ani. Vreau să fiu urmașul lui, să fiu și eu biruitor ca Isus. Amin? Iar tu care și în armata lui, să spui, Doamne, rupe orice cătuș de, de fier care s-au pus pe mine, Doamne. Orice dude de frică, orice du de, fric, orice du de, de amărăciune, orice duh vreau să plece și vreau să împlinesc planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea. Mă gândesc că aici sunt viitor pastor, evangeliști, proroci, oameni pe care Dumnezeu vrea să-i facă stâlpi în casa lui de rugăciune, oameni în care Dumnezeu investia, are vis mare cu ei, dar nu lăsa ca diavolul să te jefuiască prin frică, prin intimidare și să te ridice să spui, Doamne, nu cunosc altă voce, Doamne, decât vocea scripturii, Doamne. Niște voievos mă prigonesc fără temei și vrea să mă țină jos. Dar mă ridic, Doamne, și cred în Isus Hristos. Pâinea lui Dumnezeu. Îl cred pe Isus Hristos. Și vreau să mă ridic să împlinesc planul lui cu privire la viața mea. Amin? Amin? Hai să ne ridicăm în picioare. Hai să luăm câteva momente de cercetare. Nu ne rugăm. Hai să medităm mai întâi. Poate ești aici și nu ți-ai dat viața lui Isus Hristos. Și ai înțeles că Isus Hristos l-a pe satana. Seara asta trebuie să spui în inima ta, Doamne Iisuse aleg să mă pocăiesc. Îl vreau pe Isus Hristos să intre în inima mea, să mă curețe prin sângele Lui. De orice păcat, Doamne. Fă-mă, Doamne, copilul Tău. Umple-mă cu Duhul Tău cel Sfânt. Nu te chem să vii în față, nu zic să ridici mâna acolo în inima ta, cu vocea ta. Spune, Doamne Isus, am avut o religie, dar n-am avut o relație puternică cu Tine. Am vorbit de lucruri extraordinare, dar nu le-am experimentat în viața mea. Îl vreau pe Isus Hristos. Vreau să împlinesc planul tău cu privire la viața mea. Și faptul că Dumnezeu ți-a vorbit în seara asta este un semn că Dumnezeu n-a terminat cu tine. Că dacă Dumnezeu voia să termine cu tine, nu te făcea să auzi cuvintele astea. Dar Domnul te iubește. dă viața lui Isus Hristos. dă viața ta în mâna lui Hristos. Și spune, Doamne, mă pocăiesc, Doamne, accept pe Isus Hristos în inima mea ca Domn și Mântuitor. Iar pentru tine care ești mântuit și ești obișnuit cu Dumnezeu, cu biserica, cu Biblia și Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta și ai stat în mocirluță călduță să spui, Doamne, mă ridic astăzi, Doamne. Orice ar fi, Doamne, mă ridic, Doamne. Zic că lumea ce-o vrea, zic că tata, mama, prietenii, orice vor, Doamne. Doamne, o viață am de trăit. Vreau, Doamne, să îmi visul care l-ai pus în inima mea. Și vreau, Doamne, să-mi arăți pașii care trebuie să-i fac. Și vreau să biruiesc frica și îndoiala și necredința. Și să intru în destinul pe care tu l-ai croit pentru viața mea. Așa cum stăm cu toți în picioare. Hai să ne rugăm înaintea Domnului. Și el să ne asculte. Amin. Slavă ție, Doamne!